De ce câteodată Domnul nu ascultă rugăciunea și deși nu-i lucru rău și pe care îl cer de la Domnul, cu stăruință și cu lacrimi? Acum vreau să spun, sunt lucruri pe care și eu le-am cerut ani de zile uneori. Și arată Biblia, oameni mari a lui Dumnezeu. Zice că toate lucrurile și-au vremea lor. Domnul are un timp pentru orice lucru. Uneori mă încearcă pe mine să vadă dacă sunt statornic. Dacă perseverez, eu mă rog liniștit, îi mulțumesc pentru că i-am adus rugăciunea și are timpul, are Domnul vremea lui, timpul lui. Deci aici nu trebuie disperare. Nu că nu ascultă, el ascultă întotdeauna. Dar nu mă împlinește dorința mea atunci când eu cer, pentru că știe el, e stăpân, e un tată desăvârșit. Nu e un părinte pe pământ care să fie ca și Domnul, el e desăvârșit. El știe ce trebuie să-mi dea și când să-mi dea, pentru binele meu, pentru binele meu, pentru mântuirea mea. Deci nu trebuie, asta e o, sigur, e legitimă întrebarea, e normală, că sunt tineri care se roagă, să se roage în continuare, să-i spune Domnului, dar în același timp să fie liniștiți. Repet din nou, aduc întâmplarea aceea din Luca 14, femeia gârbovă, 18 ani, gârbovă îndoită în două și venea la biserică liniștită. Și după 18 ani, Domnul prezent acolo, și-o întins mâinile peste ea și-o eliberat-o, i-o adus eliberarea.